Oh, shit. E momentul să filmăm, nu-i așa? Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Team Fortress 2. Cu asta mă răsplătești tu pe mine, mă? După ce mă întorc și intru în Team Fortress, îmi dai o cutie. O cutie, ok. Știi ce? Unde e cutia aia? Să vedem. Pe aici? Pe cilea? Unde e, mă? Care era? Era asta? Asta era, nu-i așa? Delete! Yes, delete it! Așa-ți trebuie. De asemenea, wow, uite, aș putea să... No, nu, mersi. Aș putea să folosesc acea vopsa cu o pălărie? Wow! Dar ce pălărie? Asta e întrebarea. Să fie oare asta? No, dar mă întreb ce se întâmplă dacă... Nu se întâmplă nimic. Uite, știu cum arată după ce aș vopsi-o. Arată complet la fel, dude. Like, literalmente la fel. Ok. Bun, hai să folosim vopseaua asta foarte frumoasă. Ce zici? Nu? Și asta arată ca dracu. Ok. Ce zici de asta? O face căcăniu. Nu. Nu. Fii antenă. Am acum... Wow, asta! Perfect! Yes! Uite-te la aia, dude! După 10 miliarde de ani de când există jocul ăsta, eu, marele iHeartPing, numai că nu sunt atât de mare, am și eu vreo 69 de kilograme, am mai găsit încă o eroare pe acest minunat joc. Și e mare și roșie. Yes, I'm sure. Și ia uite că am inspect item. E tot așa, dude. L-am vopsit și e tot așa. Ce e asta? Wow. Wait, what the f... Hey! Hey, cu alte culori merge. Hey! Unde eram ăsta? Aici? Mă rog, mă rog. Hai să ne jucăm niște Team Fortress, pentru că n-am mai făcut-o de foarte mult timp. Și nici n-ar trebui să o fac. Dar nu contează, jocul ăsta este minunat. Casual, desigur, pentru că eu nu joc competitive, pentru că sunt prea fraier pentru așa ceva. Și hai să jucăm Control Points, Attack Defend, ok. Capture the Flag, nu vreau, nu, mersi. Pentru că asta am jucat și data trecută și să dăm Search. Și o să-mi ia cam 10 ani să găsesc un match, dar e ok. Eu uite și tu am acolo 789 de kill-uri și 335 de death-uri. Deci, practic, am kill death ratio de 2 punct ceva. Deci, practic, sunt șmecher, frate. Sunt chiar foarte, foarte șmecher. Cred că voi juca drept spy. Posibil. Sau poate Demoman, că tot i-am vopsit craniile. Nu știu, vom vedea noi. Nu uitați să lăsați și voi un like și noi o să găsim match fix în secunda asta. Wow! Ei bine, aparent craniile sunt vopsite, dar nu voi juca drept Demoman. Eu nu sunt un bun Demoman, sunt un bun spy. Știu să joc drept spy și o să vezi tu cum o să le intru în baza inamică și o să-i omor pe toți pentru că, mamă, doi heavy. Ce e asta, frate? 2003 să joci heavy. Ha. De asemenea, cred că oamenii după atâta vreme au învățat să verifice și ei și... Deci avem un medic care pur și simplu e AFK aici. Să verifice după spioni. Mă aștept la oamenii ăștia să fie și jucători foarte buni. Hello. Wow, ăla era kill-ul meu. Ăla era... Fuck! Sunt încercuit, da. Ăla era kill-ul meu, deci mi l-a furat cineva. Nu contează. Fii antena cilea, da? Fii antena, da? Fuck! Oh my fucking god, ok. Fii antena aici, da? Fii antena, da? Mergem acilea, după care... Ură zidul ăla. Ok. E un sentry acilea, da? Păcat că nu mai e. Și am fugit. Oh, fuck. Îmi place cum nu pot să nimeresc nimic cu pistolul în jocul ăsta. Dintr-un motiv sau altul chiar... Oh, shit, fuck. Dintr-un motiv sau altul... Să trag cu pistolul când joc spy e imposibil pentru mine. Nu știu exact, oameni buni, să-mi spuneți ce fac greșit. Poate trag tot timpul prea rapid. Hei, deja câștigăm. Fii antenă. Ok, un hit, da. Fii antenă, fii antenă la mine, fii antenă. Oh, fuck. Yes, am câștigat, haha. Dar dacă nu câștigam, sunt sigur că nu mai nimeream pe nimeni. Oh, fuck, e o groapă aici, ar fi păcat dacă aș cădea. Oh, fuck, no! Vai, ce s-a întâmplat? Dar n-am putut să o văd venind, a fost tragic. A fost... În ce meci m-ai băgat? Bă! Ok, dude, m-a băgat într-un meci care tocmai s-a terminat. Ia uite toți fraierii aia, nici nu știu ce îi așteaptă, frate. Ia mă fraierii, oh shit. Ia mă fraierilor de acelea niște bani. Oh shit.
Fuck, stop, stop, oprește taunt-ul că vin. Oprește taunt-ul, gata, gata, glumeam, stop, fuck. Oh my god. Oh shit, fuck. Ha, hello. E o chestie aici. Da, îmi pare rău pentru ei, o să aibă parte de un sfârșit tragic. Fii atent aici, da? 3, 2, 1 și... Ok, n-a venit nimeni. Hello. Nu sunt spy, nu sunt spy, glumeam. Ha, ha, nu mă poți nimeni. Vorbesc serios? Fix în spatele lui. Nici nu m-a auzit. La 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 la. Ești un bulangiu, de te întorci. Pac, pac. Wow, mamă, fucking god, dude, am nimerit toate hiturile aproape. Cred că 3 din 4. Da, dintr-o dată îmi merge bine, dintr-o dată shit. Mi-am luat o rachetă și am murit. Și de ce, Dumnezeule mare, pistolul meu l-a aruncat așa pe la... În ce univers tragi cu un pistol în cineva și se duce pșuuu, așa ca o rachetă, dude? What the fuck? Băi, ce era aia? Au, era un bon sau? Bă, să zici că nu sunt foarte mulți inamici, nu știu dacă spai o alegere bună aici, adică având în vedere că sunt puțini, sunt puține victime și de asemenea au timp să verifice pe toată lumea de spai, știi, pentru că sunt puțini. Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Oh my fucking god, dude. Ce om și ăsta. Fii antena acelea, da? O să mă prefac că sunt sniper, shit, stai, sniper aliat, o să mă prefac că sunt un sniper aliat care stă aici. Oh shit. Oh, no. Ok, o să... No, no, shit. Așa. O să mă ascund puțin și apoi iar o să mă duc să mă prefac că sunt un sniper. Oh, hello. Oh! Wait, what the fuck? Hey, what the fuck? Shit, panică, panică, panică. Literalmente nu-l pot lovi, dude. Uite-te la asta. Oh my fucking god! Săracul de el. Și-a luat-o fix în cap. Ați văzut asta, frate? E imposibil să nimerești pe cineva. Dude, sunt de-al tău! Jesus fucking Christ, man. Cred că ăștia cu echipierii tăi sunt mai deranjați de faptul că ești tu zgâtul candelii, mătii. Încercam și o să fac ceva și mai nimerit când voiam să-i sar în cap lui ălalt. Da, cred că dacă joci spy deranjează mai mult pe cu echipierii tăi, nu pe... Mi-a tras în picior pentru că n-am putut să urc acolo. Am unul cu doi. Oh, sunt o dezonoritate. Mi-am dezonorat familia. Sunt un dezon... Nu există un substantiv pentru așa ceva, mă. Când îți dezonorezi familia. Da, da. Probabil există, nu știu eu. Avem și noi un teleporter. Canci, la ce mă așteptam? Stai așa, avem? Avem? Ah, n-avem, ok. E ok, noi suntem în apărare, dar nu avem... dar nu avem un inginer. De ce? Că nu ne trebuie, frate. Am dat de un spion pe undeva, asta e clar. Dar acum... Fii antena acelea, da? Uite, ăla e de... Oh, yes, răzbunarea mea. Ok, e mort. Toc. Hei, cel puțin am omorât un pyro. Hey. Bă, lasă-mi... vrei să ne batem? Vrei să ne batem, a? Nu, era kill-ul meu, bă, bulangiule, fuck! Oh, wait, ăla e un spy. Ăla e un spy. Wait, ăsta e un inamic. Stai. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, regret. Fuck. E mort? E mort. Mă, n-am mai jucat de mult jocul ăsta și e atât de... Oh, fuck. E atât de greu să-mi dau seama cine e ce și cum, știi? Bă, vezi că te-a... Wow, l-a găsit. Yes, asta e... Oh! Oh! I hit pe... Oh, shit! Omoritorul de... De pyro ești... De pyro... Te rog să nu fie inamic. Oh, shit, e un inamic acolo. Îmi place cum a rămas acolo după ce l-au omorât, știi? Oh, fuck, avea un scut, a? Ai un scut, a? Poc. Hey, shit, fuck, poc. aveam cuțitul din greșeală, dar e ok. Cred că o să... De ce m-ai dat înapoi și m-ai blocat în piatră? Vreau să știu și eu. Săracii de noi. Îmi place. Veniți după mine, boys. Veniți după mine în loc să... shit. Panică. Panică. Nu mai e panică. Yay! Kill! Easy game! Stai pe loc! Așa. Easy game. Poc, easy game. Fuck. Am ratat câteva kill-uri. E ok. E ok și așa. Nu e problema. Is he hacking? Bună întrebare! Spionul care... stai că nu e vorba de mine, nu?
Yeah. Hai mă, hai să jucăm. Da. Hai să jucăm ce e asta? Foarfece de hârtie piatră. Dacă pierzi, trebuie să te sinucizi. Sinucide-te! Nu o să faci asta, nu e așa? Ok, hai, cine pierde? Cine pierde trebuie să mânce o broască crudă care are râie. Hai. Au, ce? Da, a trișat! A trișat și a folosit globul de cristal, uite ăla de acolo. Ca să vadă ce o să... Nu se pune, ok. Ok, acum, serios. Cine pierde? Cine pierde are sida, hai. Hai, sniper. Hai, sniper, ți-e frică să afli, a? Nu vrei să jucăm. Hai, mă! Hai, mă! Așa, așa, hai, hai, fii antenă, fii antenă. Oh, fuck. Fuck! Oh, my God! Oh, no! Da. Bun, nu e problemă, cel puțin voi... Care-i problema ta, dude? Care-i problema ta? Vreau să știu, știi? Dacă ai vreo problemă, vreau să o știu și eu. Poc, poc. Oh, fuck, nu! No! Glumeam! Mă, de ce tot timpul e câte unul care e super fucking random pe undeva, frate? Te rog, nu. Oh, yes, nu e nimeni. Fii antena acum. O să fac un măcel, practic. Fii antena. Oh, și vine cineva. Oh, fuck. Mai nu vreau să fac asta, dar... XD. Pardon, XD. Așa. Fii antenă! Oh, fuck. M-a știut! E hacker! Oh, shit! Aveam de dringerul parcă scos... I know. Fără W pentru că... Uite, bă, cum ține ăsta. Ce spuneam? Da, mă, e hacker, frate! L-a venit acolo și s-a uitat la mine și mi-a... E vina... ce pălăriuță drăguță. E vina scoutului că ăla mi-a stricat toată combinația. Frate, aveam de dringerul activat sau nu? Dude, puteam să jur că l-am activat, mi-a venit din față și mi-a dat backstab. Știi ce, cred că mi-am pierdut îndemânarea. Da, cred că ar trebui să nu mai joc Team Fortress în viața mea. Ăsta s-ar putea să fie ultimul episod de Team Fortress pe care îl vedeți de la mine. Da, e o mare posibilitate, da. Pentru că sunt destul de sigur că dacă... da, zbunarea mea, fraiere. Puteam să jur că aveam ținta pe el când am tras. De ce nu pot să trag cu pistol? Ok, mai are cineva problema asta? De nu poate să tragă câtuși de puțin... Ăla era kill-ul meu, bulangiule. Câtuși de puțin nu poate să tragă cu pistolul la spy. Iar nu este un jucător bun, știi? Nimerește cu racheta. E bun demo, man. Dar pur și simplu când vine vorba de spy, nu poate să joace. Cu pistolul. Uite. Oh, shit, dude. Nu pot să cred că am nimerit o dată din alea trei lovituri. Este impresionant pentru mine. Dar, da, aparent o să le băgăm mort în casă, ceea ce e trist, pentru că sunt sigur că oamenii nu vor un mort în casă. Cine vrea un mort în casă? Să pută, știi? Plus că te face să te simți prost că a murit, știi? Și trebuie să ai grijă de el în bălță mari prostii de alea. Adică, multă de treabă. Oh, asta e. Hai, pune ceva jos, fraiere. Decide-te, candela măchii. Oh! Încă un kill. Mamă, ce îmi place când ăștia sar fix în brațele mele pline de căldură, iubitoare, familiară. Sau familială, da. Da, lasă-mă, frate, că m-am plictisit de câte ori ne-a bătut capul profa de română în liceu cu familiar și familial. Dacă le încurcați, este un semn de incultură. Măta! Shit. Oh, fuck. Ok, regret că am venit aici. Glumeam, nu sunt inamic, Ah, mi-a dat o lopată în cap. Sau la shit. Ok, nu știe nimeni că sunt aici. Sunt perfect indivizibil. Shit, ok. Bun, sunt foarte bine camuflat, nu știe nimeni, repet, și o să... Hello? Nu sunt spy, nu trage! Poc. De ce fac asta? Eram atât de aproape, dude. Oh, fuck. Vă rog, plecați ca să... Shit. Fuck.
Oh, no. Voiam și eu să plece ăștia ca să ies din indivizibilitate, dar... La naiba. La naiba. Fii antena, acum e răzbunarea mea, acum e răzbunarea mea. Da, Field of Vision-ul ăsta cred că e de vreo 3, da? Ceea ce e foarte mic, pentru că Field of Vision normal din jocul e 75 și îl mai crești la 90 ca să nu te mai doară capul. Mă, serios, nu mai e nimeni aici? Alo? What the fuck? Era... Ăla are 71... What the fuck, man? Tu, cum ai făcut scorul ăla? E imposibil! What? Well, a fost un match... Oribil! Oribil a fost. Submit. Da. We appreciate taking the time. Da, am apăsat două chestii. Hai să jucăm tot... Nu! Nu! Altceva! Nu! No, altceva! Sau, da, nu capture the flag. Oh, what the fuck? Nici nu vreau capture the flag. Te rog, nu mai da pe Badwater. O să fie... Badwater, nu-i așa? Păi, pe măsură ce trece timpul, sunt din ce în ce mai puțini jucători pe serverul ăsta. Și cred că s-ar putea să fie așa pe toate, cine știe, poate lumea s-a lăsat de Team Fortress, cine știe, eu n-am de unde să știu. Așa că am decis să joc Pyro, pentru că dacă joc cu Spi, sunt prea puțini inamici și de asemenea prea puțini aliați și de asemenea am mai jucat pe aceeași hartă fix înainte pentru că e singura hartă pe care vor să joace ăștia, așa că am decis să joc cu altceva și sunt sigur că o să fie minunat. Deși, uite și tu, frate, că looking for player, chiar nu sunt jucători să ne bage pe serverul ăsta. Chiar nu sunt, pentru că eu mă îndoiesc de faptul că nu sunt, dar poate într-adevăr nu sunt, poate... Piatra asta arată ca o mare... Ok. Fii antena. Poc. Oh my fuck. Vorbesc serios. Poc. Oh, glumeam! Oh, fuck. Ok. Shit. Un dispenser acelea. Și o să îmi ia cam 10 ani să-mi umplu viața. Hai mă, fă-i și tu level. Fă-i level ca să-mi încarc mai repede. Așa, perfect. Fii antena acum, da? Pic. Ok, acum n-a mai venit nimeni. Fii antena! Oh! Oh! Oh my... Dude, what the f... Deci toată viața mea a dispărut în literalmente 0,03 secunde. 0,03? Aia e foarte puțin, sunt sigur că a fost mai mult de atât. Dar, nu contează. Ideea e că... Uite, au intrat jucători... Așa drăguț din partea... Teleporter? Ia, pleacă de aici, ia meu! Bulangiu handicapa... Cum îl chema pe ăla? Ok, that's it, dude. Mă duc să fidez. Hey, what the fuck? Ce cați mă aici, ha? Crezi că ești maker și vii să... Hai mă, e ok. Da, fuck, am vrut și eu să-ți dau un hit cu asta ca să-mi încarc viața și nu, domnule, tu mori. Mori, mă, mori dacă vrei să... Fii antena. Poc. El s-a oprit. Poc. Fii antena, acum îl limerez. Fii antena. Fuck. Fii antena, acum. Ok, fii antena acum! Acum îl nimeresc! Oh, shit, am nimerit pe altcineva! Poc, poc... Șterge-o, mă, de aici, mă. Unde crezi că vii, a? Stai, mă, ăștia-mi... Fii antena, victime care n-au nicio idee! Victime săracele de ele! Poc... Ce-mi place când văd animația de critică că începe, știi, și învârte altfel... Oh, doamne, l-am murit! Învârte altfel drăcovenia asta de ciocan, știi? Știu că o să urmeze ceva minunat. Oh, fuck. Hai mă să ne batem. Oh, shit. Dominating. Take that. Oh, shit. Oh, fuck. De ce sunt atâția pyro, dude? Când sunt eu pyro, sunt literalmente un infinit de pyro în cealaltă echipă inamică. Like, sunt 3 fix ai. Hai mă, mai trage odată. Trage drept în candela mătii. Oh, my fucking god, dude. Jesus. Știi, vrei să dai și tu un reflect, știi? Și soldatul inamic trage cele mai strâmbe rachete pe care le-ai văzut în viața ta, care e lungă și ai văzut multe rachete fiind trase. Fii antenă, da? Oh, shit. Oh, fuck. Stai că mă ocup eu. Se ocupă acum pirou tău foarte... Shit.
foarte drăguț, iubitor. Ha. Și care are grijă de voi, da. Se ocupă acum Piro, fii antenă. Oh, asta e, e backstab-ul. E backstab-ul suprem, fii antenă. Poc, poc, poc. Tu scandela mătii, ai airblast. Am nevoie de viață. Te super dacă te omor și eu cu asta ca să... Aparențe supără. Dintr-o dată sunt un infinit de oameni în echipa lor, literalmente sunt, ia să vedem, 1, 2, 3, 4, jumătate de infinit, 3 sferturi de infinit, ok, un infinit, minunat. Da, da, știi ce? Totuși, e bine că nu joc spa aici, că n-am ce să le fac, frate, ăștia și așa stau în bază și trag din bază, deci, teleporter. Jesus fucking Christ, 10, pleacă, așa, ia meu. 10 ani, frate, stai aici. Fuck. Trage și tu drept ca să-ți dau și o reflect. Dacă ai vrea să nu mai sari super fucking random, dude. Ok, that's it. Medicule, ai încurcat-o cu mine. De ce ai murit înainte să-ți dau cu ciocanul în topor? Poc, poc. Tipul ăsta săracul de el. Știi, să dea și el acolo, se uita la pământ și în toată vine un pyro rău care îl omoară. De ce ai făcut asta? Tu știi cât de mult m-am chinuit să-l omor. De ce te-ai oprit? Poc. Ah, fuck! Mamă, câtă viață are ăla, doamne. Se pare că eram câștigat. Bă, jocul ăsta parcă numai aici a fost. Adică am... presimțire așa de străină jucându-l, știi? Se simte așa de nașpa, dintr-un motiv sau altul. Nu știu, să fie jucătorii, să fie meciurile, să fie faptul că stăm 10 ani până când începe un meci după care e un meci oribil și ăștia nu mai iese din bază. Mm. Ei, uite, ăla are o mască de Batman. Ce-mi place, masca de Batman. Uite, un minut. De ce un minut? Că și așa nu o să facă ăștia cine știe ce chestie. Vrei să-ți arăt? Deci fii antena acelea la mine. Noi o să ieșim din bază, o să pușăm cartul ăsta până la final în mai puțin de 5 minute, da? Până atunci... Mamă, ce geacă frumoasă ai. Bă, da, de unde ți-ai luat-o, mă? Că vreau și eu și frumos, e cu verde, așa e. Hai, vrei să te arunc? Hai. Nu, no, nu batem palma. Ok, hai că batem palma. Ok, hai. Așa și pac! Mamă, ce-a plesnit. Hai să ne jucăm. Foarfe ce hârtie piatră. Hai. Băi, jucați-vă cu mine, foarfe ce hârtie piatră. Cineva? A, uite cineva. Cine pierde are râie. Hai râie, fraiere. Se răzdute la medic. Chiar mă, ce se mai aude cu râia? Mai este o boală incurabilă? Este tratabilă ușor? Parcă rabia era nașpa cu aia, nu? Ha. Iau, fii antena ce... What the fuck? Ai văzut cum stătea și levita așa? What the fuck? Ok, fii antena acelea, da? Fii antena acelea, fii antena. Fii antena, o să fac pe sniperul. Ok, l-am ratat. Ok, l-am ratat. Ok, l-am ratat. Yes, l-am nimerit! Poc! Man, what? De ce arde numai vreo 3 secunde? Sunt atât de confuz, tu trebuia să ardă mult mai mult de atât. Asta e. O să le dau backstab la fraieri. Oh, shit, regret că sunt aici. Mă duc înapoi în bază. Sunt 3 pyro, de fapt 2. Dar știi tu, unul dintre ei era cu personalitate multiplă și erau 2 în el. Asta sună așa de gay. No, știi ce? M-am plictisit de pyro, nu. Vreau să joc sniper. Și deși toată lumea vrea să joace sniper și să fie, știi tu, asasinul ăla din umbră care face totul și e silent. Silent? Oh, fuck! Oh, no! Nu, domnule! N-ai să mă omori tu pe mine! What the fuck? Dar de ce Dumnezeule mare... shit. Oh. Fuck. Vreau și eu să mă urc pe piatră. Vreau să mă urc pe piatră! Asta e, boss! Shit, nu văd nimic. Vreau să mă urc mai sus pe piatră. Perfect! Fii antena acelea, da? O să mă omoare cineva din altă parte. Deci pot să pun pariu pe ce vrei tu. Oh, shit. N-am nimerit nimic. Minunat. Da. Au! Hei! Stai de confuz, unde s-au dus ăștia? Hey, what the fuck, mi-a dat iar foc? Ok. Foc. Critical hit! Yes! Yes! Ah! 50 damage! Omorâți-l, mă, fraților, doamne, sunt sigur că are dat damage acelea.
Uite, mă, cum mi se încarcă viața, doamne, ce bună e asta. Fuck. Bă, deci nu mai pot să... Bă, nu mai sunt, bă, jucătorul ce am fost. Aici chiar o recunosc, deci parcă nici nu mai pot să joc. După o pauză gigantică de mare. Fuck. Da, uite, iar am tras strâmb. Da, s-a dus după piatră. Acum sare cu un infinit de viteză. Hehe. Oh, shit, am tras în aia, oh, fuck. Bă, da, te decizi și tu unde te duci, nu de altă, dar vreau și eu să pușez ăsta și nu... Fuck. Ah, faci de astea. Faci de astea. Măi, what the fuck? Ah, am ratat. Se pare că e atât de ușor să ratezi când joci sniper în jocul ăsta. Sau uneori faci de astea, ceea ce e... Poc. Mă, omorâți și voi acolo, așa că sunt singurul care trage în ăștia. Fii antenă, da? 3, 2, 1 și trag în 3. Ah! Oh! Yes! Da. What the fuck, mai încă... Bă, dar câți mai sunt acolo? Zboară capete în stânga și în dreapta, dude, și ăștia nu mai mor. Serios, acum? Mort? Oh, fuck. Ăla nu e Skype-ul meu, e a tău. Totul e distrus aici. Ok, ce am zis? O să câștigăm în 5 minute, da? Oh, fuck, glumeam. Ho, ho. Ok. Oh, știu locul perfect în care să mă duc și sunt sigur că... Ok, nu mai contează. Locul nu mai e perfect. Locul a fost distrus de către un... Măi, what the fuck, ăsta e de meu. De către un pyro spurcat care are flăcări infinite. Oh my god, sunt inamici peste tot. Te rog, nu trage. De ce uneori îmi încarcă viața cu 4, alteori cu 1? Poate dacă mă mișcă, îmi încarcă... S-a dat de confuz. Uneori încarcă mai repede, alteori mai încet, alteori cu mai puțin. Oh my... Fix când vreau să trag, te miști. Deci atât de mult urăsc jocul ăsta uneori. O să vină... Ah, ok, ăsta-i de-a meu. Oh, fuck. Oh! Woo! Oh, gameplay! Oh, fuck, l-am ratat. Shit. Mai sunteți mulți. Încerc și eu să fac o chestie și literalmente sunt 1000. 1000 minus 3. Fuck, m-am urmărit. 1000 minus 3 de inamici în locul în care sunt eu. Iar eu sunt un singur sărac sniper, frate. Un singur sniper foarte sărac care vine dintr-un sătuc mititel, uitat de lume, care încearcă și el să facă ceva. Și uite ce se întâmplă, n-avem și noi un teleporter. Fuck. Adică nu vreau să joc eu, inginer, pentru că eu sunt o persoană foarte importantă care poate să cureți o întreagă echipă inamică, gen așa. Da, nu știu cum de la n-a fost headshot, că am zis că o să sară suficient de tare ca să îi ajungă hit-ul în cap, dar aparent nu. Fii antenă cum o să vină cineva pe acolo și o să-i dau head direct. Fii antenă. Când joci sniper trebuie să ai o răbdare de fier. Mm-hmm. Oh, fuck. Nu mă așteptam să vină din cealaltă direcție, ce e drept. Da, ok, mă așteptam să vină din cealaltă și când a venit din cealaltă... Deci n-a venit din cealaltă și așa... n-am știut să trag pentru că nu mă așteptam. Dar ok. Poc. Bă, să știi că e rewarding să joci sniper. Adică, pana mea, vezi cum zboară capete. Normal că îți dă așa un zâmbet pe buze și... Ok, acolo nu-i nimeni. Acolo s-ar putea să fie cineva. Oh, fuck. El s-a întors fix acolo. S-a... Da. Dar, fii antenă. Băi, deci ăștia se mișcă așa de haotic. Cineva pușează cartul. Da, avem un singur pyro care el e MVP. El pușează cartul. Au trecut 5 minute, mă? Shit, cred că au trecut, nu-i așa? Ăla era un medic inamic care pur și simplu stătea pe acolo. Hei, un sentry, a? Ar fi păcat dacă i s-ar întâmpla ceva. Ar fi păcat dacă sniper... Mamă, doamne, uite pe unde iese el! Dude, eu nu mai înțeleg jocul ăsta, like, what the fuck? Ieși. Oh my fucking god, a trecut ca Spider-Man. Ca Spider-Man? E un nou supererou inventat de mine. Fii antenă. Ok, numai. Ok, apare nu vrea să vină. Bă, serios, unde Dumnezeule mare e toată echipa inamică? Că nu văd pe nimeni aici. Cred că acolo sunt... Wow, fuck, m-ai speriat, du-te în candela, mătii. Oh, Jesus, am crezut că e spy inamic. Oh, fuck, e un sniper cu lag!
E un sniper cu lag, oameni buni. What? Uite cum. Ha. Dar uite, deci acum eu nu pot să-l limerez pentru că trag în zid, vedeți? Deși eu trag pe lângă. Oh, papa. Oh, fuck. Fuck. Da. Fuck, shit, n-a fost destul. Încă un head și n-a fost destul. Fuck, man. Și ce cred că ar trebui să plec de aici? Sau să stau aici? Oh, critică, critică. Oh, de ce am stat acolo? Știam eu că trebuia să plec. De ce am eu asta, frate? Ar trebui să iau ceva, uite, ceva de genul ăsta. Ăsta dă mult damage. Și nu pot să cred că am ajuns până aici și nu mai putem, frate. Eu stăteam acolo sus și nu vedeam niciun inamic nicăieri. Uite ce mic e, uite ce mică mână am. Uite ce mână mică am. E foarte, foarte mică. What the fuck? Știi ce se zice despre oamenii cu mâini mici? Că au mâini mici, ce se poate zice, a? Oh, fuck, stai că... Oh my god, ok, da. Vă rog, nu, vă rog, vă rog, sunt lucruri mai frumoase pe lumea asta, vă rog. Hai să ne batem, hai să ne batem, fraiere. Oh, shit. M-a lăsat în pace. Da, e tare frumos când ești tu un sniper mitit, el vrei să faci o chestie și... Plin de inamici! Yes, dominating! Yeah, oh, shit. Man, what the fuck? Oh, mai e un inamic acolo. O să plec și eu în spate unde nu mor. Fuck, mamă, ce era să mor acolo. Cred că m-a ajutat foarte mult ăsta, cozy camper-ul meu. Nu știu de ce folosesc chestia aia, dar o folosesc și aparent merge bine. Bun. Ăla trebuie distrus. Uite, frate, uite! Hai, uite ce bun sunt. Literalmente cel mai bun. Hai, what the fuck? Da, Jesus. El se întoarce în aer, el... Fuck. Fuck! Uite-l cum vine, trage o rachetă și fuge înapoi cu viteză de-aia de la... Dude, stai atât de confuz, dude. Ia, chiar așa. The bomb just sitting... Ok, nu știu cum ăla n-a fost un hit. Deci jur, pe jocul ăsta ții ținta fix pe el și tragi și nu... Oh my fucking... De ce te-ai dus înapoi? Oh my god. Ok, nu pot să prezic mișcările oamenilor ăstora. Nu pot, pur și simplu. Pur și simplu sunt prea haotici. O să țin, uite, aia fix așa, ca atunci când iese să-i dau hit. Oh, fuck, dar nu m-am așteptat să iasă acum. Fii antena, acum, acum iese. 3, 2, 1. Acum iese, acum o să iasă, cred. Nu? Oh, my fucking... No, m-a omorât cu un taunt kill. Cel puțin echipa mea pușează cartul. Hehe, câștigăm. Din cauza mea, pentru că am 24 cu 7. Hai că asta nu e atât de rău pentru un jucător... Foarte bătrân la inimă și la suflet, care n-a mai jucat Team Fortress de mult timp. Yay, am câștigat și ia uite-mă acolo așa. Deci, cred că voi pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni.